Ceasornicele publice. Am auzit că la Praga ceasornicele publice bat toate odată, bat tare și melodios și s-aud în oraș și în noapte ca un cor de clopote. Foarte frumos! Noi avem puține ceasornice publice și nici nu bat toate. Sau bat încet și nu s-aude. Și este mai bine așa. Pentru că dacă ar bate, ar bate toată ziua și toată noaptea. Fiecare ceasornic când îl taie capul. Și asta încurcă mult și enervează. Las că și așa încurcă. Pentru că, vedeți, nu numai că nu arată toate aceeași oră, nu numai că două ceasornice care stau față în față nu se potrivesc, dar diferența între unul și altul este uneori tot atât de mare ca între Europa Orientală și Europa Centrală. Ba câte unul arată ora americană. Să nu credeți că stă. Merge. Dar merge cum vrea el. Spuneam că în București nu sunt multe ceasornice publice. Și nu sunt. Câteva. La un hotel, la o instituție publică, la un ceasornicar, la o stație de tramvai. Și fiecare ceasornic are ora lui. Și ora fiecărui ceasornic este ora cea bună, deși este cu 15 minute sau cu 20, mai înainte sau mai în urma ceasornicului vecin. Dacă pleci bună oară de la Gara de Nord, unde ai debarcat la ora 12, în calea Griviței, colț cu strada Buzești, 3 minute, bași de seamă că ceasornicul agățat în peretele unei farmacii arată ora 12 fără un sfert. Dacă ai ceas, îl scoți din buzunar și te uiți la el. Este ora 12 și 3 minute. Fix. Și te gândești. La gara era ora 12. De la gara până aici am făcut 3 minute, va să zică. Dar te gândești iar. Poate nu am văzut bine. Și potrivești ceasul la 12 fără 15. Pe urmă îți vezi de drum. Dacă ai luat-o pe Buzești și ai ieșit în calea Victoriei prin strada Basarabiei, stai nițel și te uiți la clădirea Ministerului de Finanțe și iar te gândești ca omul. Aici se face bugetul. Dar ci pleacă toți banii? Mă, dacă aș fi un ministru de finanțe măcar o lună... Și tot gândindu-te și tot uitându-te, vezi ceasornicul ministerului sus într-un fel de turn. Arată 12:45. Măi să fie al dracului, îți spui. Să fi făcut eu o oră din piața Buzești până aici? Că n-am venit așa încet, iar drumul e scurt. 15 minute mergând ca omul fără grabă. Aproape fără să-ți dai seama, îți mângâi burta și te întrebi ca prostul dacă nu ți-e foame. Știi bine, de obicei mănânci cam pe la 1 și un sfert. Nu, nu ți-e foame. Va să zică... Și iar te întorci. Scoți ceasul. Arată 12. Fix. Dai să-l potrivești după al finanțelor, dar îl bagi repede în buzunar și râzi. Cu alte cuvinte, timpul a stat în loc că tot la 12 am plecat de la gară. Să vedem. Și pleci în jos pe calea Victoriei. Tot uitându-te la vitrine, nu-ți mai aduci aminte de ceas. Și ajungi în piața Palatului. Acei sunt două ceasornice aproape față în față. Unul la Fundația Carol, altul la Palatul Regal. Întâi îl vezi pe cel de la Fundație. Arată 12:30. Îl scoți pe al tău. Arată 12:15. Te gândești. L-am potrivit în Buzești că dacă lăsam cum era potrivit după gară era bine. Și îl dai la 12:30. Pe urmă te uiți la Palatul Regal începând cu aripa dreaptă. Frumos. Frumos îți spui. Foarte frumos. Și tot plimbându-ți ochii peste palat ajungi la aripa stângă. Drapelul fâlfâie. Asta înseamnă că regele este în capitală. Când să pleci, vezi ceasul. 1. Simți cum îți vâgnesc tâmplele. Faci imediat stânga împrejur și te uiți la cel de la Fundație. 12:31. Scoți pe al tău. 12:31. Tic-tacul ceasornicului tău te enervează groaznic. Ai impresia că râde de tine. Și celelalte două râd de tine. Te uiți la soare, dar nu cunoști timpul precis după soare. Iar foame nu-ți mai este. Pleci aproape în fugă, hotărât să nu te mai uiți la niciun ceasornic, dar când ajungi în dreptul cercului militar, îți dă în ochi ceasul hotelului Boulevard. Este 1:20. De, poți să te stăpânești? Te uiți la al tău. 12:36 e fix. Cât e ceasul, domnule? Strigi la cineva. Domnul căruia te-ai adresat îți arată ceasul de la Boulevard cu deștul. Nu vezi? Ba văd, dar nu merge bine. Omul îl scoate pe al lui. 1:10. Ți-l întinde fără să spună ceva. Apoi îl pufnește râsul. Apoi pleci mai departe înjurând. La casa de depuneri,
1 fără 10. La poștă, 1. Pui mâna pe telefon. Alo? Gara? Da. Cât e ceasul, domnișoară? 12:55. Poftim? 12:55. Mulțumesc. Telefonez la radio. Ora oficială, vă rog. 12:51. Fix? Ei, asta este, păi sigur că fix. Altă o arată 12:48. De, îți spui, și ce bine se potrivea ceasul meu cu ceasul Palatului Administrativ din Slatina. Poate că nici acela nu merge exact, dar e singurul din oraș. Cât e ceasul, domnule? Te întreabă un trecător grăbit văzându-te cu el în mână. Te uiți la el cu ochii injectați și începi să urli. Ia ascultă, domnule, te-a înjurat cineva pe ziua de azi? Ai? Lipscani. Strada Lipscani formează un cartier întreg, cel mai bogat, cel mai vast, cel mai negustoresc, cel mai zgomotos din București și cel mai agitat. Căci tot din Lipscani ține Smârdan, Șelari, Bărăției, Carol, Moșilor, etc. Aici sunt cele mai vestite bănci, magazinele cele mai mari, cele mai diverse și cele mai numeroase. Fiecare casă este un magazin sau o instituție. Fiecare bărbat, un negustor. Fiecare femeie, o vânzătoare, o casieriță sau o patroană. La începutul crizei economice, semnalul falimentelor din Lipscan s-a dat. Cel din tâi negustor care s-a sinucis de inimă rea și de rușine, din Lipscan a fost. Revendicările funcționarilor particulari din Lipscan pornesc. Uluitor cartierul ăsta care formează el însuși un oraș în inima capitalei, un oraș în care ești adulmecat, pândit, poftit, chemat, amenințat. Ai impresia că dacă mai înaintezi te afunzi mereu, că negustorii tot trăgând de dumneata te vor sfâșia, te vor împărți în bucăți, în bucățele, în nimic. S-o iei la stânga? S-o iei la dreapta? Dar vei întâlni alții tot așa cu ochii în ochii dumitale, ținându-ți calea și poftindu-te în prăvălie, ținându-se după dumneata câte 5-6, fiecare strigându-și marfa și prețurile din care scad mereu, cu toate că dumneata n-ai dorit poate nimic, în orice caz ai dorit altă marfă și n-ai găsit-o sau nu ți-a plăcut, sau te-a adus dracu să te plimbi pe aici. Nu cumpăr nimic, domnule, nimic, nimic, mă înțelegi? Strigi disperat. Am venit numai să mă plimb. Am venit să caz gura ca un idiot ce mă aflu. Am venit să... Cumpărați, nu cumpărați, nu e nicio supărare, domnul meu. Poftiți în lăuntru și căscați acolo gura. Nu ca un idiot, ci ca un om de treabă și gospodar care are nevoie de un obiect oarecare. Și te prinde zdravă în dereverul hainei. Altul se postează la spatele dumitale ca o santinelă. Iar al treilea te apucă de braț. Poftiți, vă rog, că nu pățiți nimic. Te uiți cu spaimă la ei și te uiți în jurul tău căutând un refugiu. Dar alți negustori abia așteaptă să te ia în primire. În cele din urmă te gândești că e bine să intri să cumperi ceva, orice, dar să cumperi ceva, să ieși cu un pachetel în mână, un pachetel mic înfășurat în hârtie lustruită și cu emblema negustorului imprimată în albastru sau în verde, să-l porți ca pe un trofeu și să răspunzi amabil celor care te-ar mai pofti. Am cumpărat. Nu mai am nevoie de nimic astăzi. Și intri. În prăvălie se găsesc încă vreo doi care te întreabă ce poftești și care înșiră pe nerăsuflate toate articolele pe care le au de vânzare. Un moment, te rogi dumneata, un moment să-mi vii în fire, apoi zâmbind ca și când ți-ai cere scuze. O pereche de ciorapi. Poftiți, vă rog, alegeți. Alege o pereche. Oricare. Cât costă? 25. Împachetează-i. Gata. Altceva? Nimic. Aș, nu merge așa. De la ciorapi negustorul o ia în sus. Jartiere, chiloți, cămăși, bretele, pălărie... Pe urmă coboară la pantofi și iar urcă. Pastă de dinți, perie de dinți, apă de colonie, lame de ras, piepten... Deodată îți dai cu palma peste frunte. Te-ai dus în două magazine pe Academiei să cumperi niște izmene. La amândouă prăvăliile ți-au ieșit înainte și te-au întrebat zâmbind ce dorești niște domnișoare foarte simpatice. Atât de simpatice încât te-ai jenat să spui ce vrei să cumperi. Este o idioțenie, într-adevăr. Dar uite, se întâmplă. Mai ales că era lume puțină și toți vânzătorii, mai multe femei, se uitau la dumneata. Cum o să spui în gura mare, domnișoară, îmi trebuie 3 perechi de izmene. În definitiv, dacă ar fi numai atât, ai spune. Dar fata te întreabă. Lungi sau scurte? Pe urmă, ce număr? Pe urmă,
cu desene sau albe. Și după aceea, tocmeală. Ea cere atât, tu dai atât, ea lasă atât, tu adaugi numai atât. Fiindcă, de rușine, te încăpățânezi ca un dobitoc să ții la preț și să ții izmenele agățate de degete ca de uluci. Cum dracu să discuți cu o femeie necunoscută, chiar dacă e o simplă vânzătoare, numărul și culoarea izmenelor dumitale și să te tocmești pentru ele în auzul tuturor? Și cer negustorului aproape strigând: izmene, dragă, izmene, dăm vreo 5-6 perechi. Nu v-am spus eu, domnule? Se bucură negustorul. În prăvălia noastră găsiți orice. Și bun. Mai doriți ceva? Avem cămăși frumoase și... Acum am isprăvit. Îl întrerup dumneata oftând ușurat. Nu mai cumpăr nimic. Se știe desigur că astăzi există puține magazine cu prețuri fixe. Mai ales în Lipscani, unde concurența e mare. Și chiar în magazinele acestea negustorul tot mai scade ceva. Mult nu, dar scade. Ceilalți taie uneori jumătate din cât cer, pentru că cer dublu. Cât costă pălăria asta? Pălăria asta? Ați încercat-o? Vă vine? Asta e o pălărie foarte bună. Ultima dintr-un transport... Bine, bine, cât costă? 450. Serios? Uitați-vă și dumneavoastră... M-am uitat, care e ultimul preț? 400. Dai să pleci. Negustorul după dumneata cu pălăria în mână. Cât dați dumneavoastră? 150. Vă bateți joc. Deloc. Dați 350? Niciun ban mai mult. Și iar te faci că pleci. Negustorul iar după dumneata. Dați 300? Știi ce? 200 de lei. Niciun ban mai mult. Și iei pălăria cu 200. Negustorul se jură pe toți sfinții că a dat-o în pierdere. Dar nu e adevărat. Agitația pe Lipscani, mai ales pe porțiunea de la Banca Națională la Piața Sfântul Gheorghe, este mare seara și în ajun de sărbătoare. Sunt tixite magazinele, sunt pline amândouă trotoarele și strada. Este un vacarm îngrozitor. Negustorii strigă din ușa prăvăliei, strigă din fața tarabelor întinse pe trotuar, birjarii strigă și înjură uneori, șoferii claxonează, lumea aleargă din prăvălie în prăvălie, traversează strada, se întoarce iar, vorbește tare și gesticulează. Ca să atragă clientela, un negustor a îmbrăcat în frac, cilindru, pantofi de lac și pantaloni vărgați, toate vechi și ponosite, pe un tip oarecare și l-a postat în ușa prăvăliei. Vreau să spun, un tip cu totul deosebit, un tip caragios și hilar, de comedie americană. Se plimbă în fața magazinului cu o floare enormă la butonieră și strigă: poftiți, domnilor! Poftiți înăuntru, domnilor! Cele mai reduse prețuri, domnilor! Cea mai bună marfă, domnilor! Pe onoarea mea, domnilor! Strigă răspicat, aproape silabisind și foarte convins. Și strigă mereu. Strigă toată ziua. Copiii se opresc și se uită la el. Trecătorii se uită la el și râd. M-am oprit și eu într-o zi și am luat seama vreme îndelungată. Îmi venea să mă topesc de râs și mi-era totodată o milă teribilă de omul acesta îmbrăcat în țoale de cavaler de onoare, solemn și grav. A doua zi, trecând pe acolo, iar am stat și m-am uitat la el. Mă identificase. De două ori mi-am întors spatele aproape ostentativ, iar odată s-a uitat urât la mine, cu niște ochi albaștri spălăciți. A treia zi, iar. Căscam ochii la el ca un idiot și ca un copil și nu puteam să plec. Ce te uiți la mine, domnule?" m-a întrebat grav. Dar la cine vrei să mă uit? Că pentru asta ești angajat aici. Poftim în prăvălie." Nu intru. Pe mine nu mă interesează prăvălia. Mă interesez dumneata." Și mi-a venit să râd. Dar mi-am luat numai decât seama, i-am dat bună ziua și am plecat. Observasem că omului începuse să-i fie rușine de el însuși. O admirație desăvârșită am pentru altul, la cărui față adevărată nu o cunosc, pentru că individul este fardat și cu o mustață subțire desenată frumos deasupra buzelor vopsite. Umblă în catalige, având două tăblițe de carton agățate de umăr și atârnând ca două clape cu arcuri, una pe spate, alta pe piept, amândouă având imprimată în litere mari și colorate reclama unui negustor. Tipul este îmbrăcat ca o paiață. La început, cataligele nu erau prea înalte. Un metru. Mergea bine pe ele și bucureștenii se uitau în sus. Pe urmă, a apărut cu altele mai înalte și cu un baston. În sfârșit, peste vreo două săptămâni, a apărut fără baston și pe niște catalige cât un etaj. Mergea ca pe picioare cu mâinile în buzunare. Măi al dracului, mi-am zis.
Ăsta trebuie să fi făcut experiență luni întregi. Mă întrebam cu spaimă cum de nu este frică. Uite, eu n-aș putea. Nu, nu este vorba de echilibru, dar curajul meu nu depășește etajul întâi. Zile întregi m-am ținut după el pe toate străzile, să văd dacă nu cade cumva și să văd mai ales dacă râde și dacă răspunde la diferite întrebări pe care îi le puneau copiii și oamenii în toată firea. Nu, nu l-am văzut niciodată râzând. Nu l-am auzit răspunzând la vreo întrebare. M-am gândit odată să-l rog să vorbească, să-i spun o anecdotă sau o prostie ca să-l fac să râdă, să-l întreb bună oară dacă n-ar fi practic să-și instaleze pe umăr paratrăsnet, să-l întreb cum s-ar apleca să-și ridice batista de pe trotuar dacă i-ar scăpa din mână. Dar nu l-am întrebat. Era prea sus. Ceea ce m-a chinuit însă vreme îndelungată a fost altceva. Cum dracu arată omul ăsta când este îmbrăcat ca oamenii și mai ales cum se simte umblând pe pământ? Cartierul Lipscanilor se liniștește seara târziu după închiderea magazinelor. Liniștea este relativă de altfel, pentru că negustorii ambulanți își ridică tarabele mult mai târziu, iar ucenicii și lucrătorii bat străzile până la miezul nopții, în vreme ce patronii fac socoteala zilei cu obloanele pe jumătate trase. Duminicile și sărbătorile strada este tot plină, fiindcă sunt pe acolo câteva cinematografe, câteva bodegi și lăptării. Bătăi nu prea au loc. Doar furturi mici. Puneți mâna pe el, auzi pe cineva alergând. Lumea se uită în toate părțile ca să vadă hoțul. În cele din urmă este identificat. Un pârlit care a furat o pereche de ciorapi sau niște stambă. Lumea dă buzna. Omul e înconjurat, prins, tăvălit, sfâșiat aproape. Apoi negustorul cheamă pe domnul sergent și îl dă în primire. Sunt sigur că mă fură de mult, se plânge el. Am băgat eu de seamă că îmi lipsește azi una, mâine alta. Din când în când se întâmplă și câte o spargere făcută cu socoteală și cu artă, ca în romanele polițiste. Hoții nu sunt descoperiți aproape niciodată. În sfârșit, câteodată un negustor își ucide asociatul care l-a înșelat sau de care vrea să scape. Crime pasionale însă se petrec rar de tot în cartierul Lipscanilor. De ce oare? M-am informat. Săracii negustori, mai au ei vreme să iubească și să se omoare pentru femeie? Șoseaua. Începe din Piața Victoriei și duce la Băneasa. Largă și dreaptă și curată, cu alei pentru pietoni și călăreți, mărginite de tei și de castani, șoseaua Chiselev surprinde ca un cadou, minună ca o poveste. Din Piața Victoriei până la rondul 2 este îmbrățișată de clădiri vaste cu flori și cu arbori seculari. Fiecare casă are de asemenea grădina ei cu teiul și cu castanul ei, cu iederă și cu trandafiri care se cațără până sus la fereastră. Vacarmul orașului este atât de departe încât nici nu se bănuie. Peste tot este un verde crud. Pomii nu sunt mânjiți de praf și de funingine și în pomi sunt păsări care ciripesc, care se joacă și care cântă ca în pădure. Pe iarbă se vede rouă, iar florile miros a flori adevărate. Și teii și castanii când înfloresc, aroma lor coboară în valuri care îmbată și capul și inima. Bineînțeles că sunt bănci pe șosea și scaune. Pe bănci se stă gratis, pe scaune cu plată. 2 lei. Sunt și restaurante cu grădini și cu lampioane. Într-un chioșc cântă muzica militară, într-altul orchestra. Pe rând, lumea din grădină mănâncă, bea și dansează. Lumea de pe scaune și de pe bănci ascultă muzica și se uită. Peste pietrele cubice și spălate, zboară limuzine cu perechi topite de iubire și beție. Din când în când, câte un domn foarte dichisit trece pe alea pietonilor, cu cățelul de curea și cu o floare roșie ca răsăritul și tot atât de mare la butonieră. Perechi de braț sau cuprinse de după mijloc merg încet și tac. Sau își spun că se iubesc și se uită la lună și oftează. Cum se obișnuiește? Unde este visie și dramă? La șosea, mai ales toamna și primăvara, câte o pereche se duce în adins ca să moară. Perechea se plimbă câteva minute sau câteva ceasuri tăcută pe unde s-a iubit și unde a petrecut cele mai frumoase clipe. Draga mea! Dragul meu! Și plâng amândoi și se îmbrățișează. Apoi el se depărtează câțiva pași, scoate revolverul din buzunar și trage o dată, de două ori, ori de trei ori. Femeia cade moartă. Bărbatul apasă liniștit țeava revolverului pe tâmplă sau pe inimă și trage. Numai o dată. Și moare și el. A doua zi, gazetele scriu despre o dramă la șosea și publică fotografiile eroilor. Cu alții, lucrurile se petrec fără consimțământ reciproc, ca să zic așa.
Perechea se plimbă ca și cealaltă tot prin locurile acelea. Tac amândoi și se spionează cu coada ochiului dușmănos. Din când în când el tușește amenințător cu mâna încleștată pe mânerul revolverului. Va să zică nu vrei? Se răstește. Ea răspunde fără să-l privească. Nu pot. Finalul este de cele mai multe ori același. Mor amândoi. Dar se întâmplă și altfel. Moare numai ea pentru că el sau nu s-a nimerit sau n-a avut curajul să se omoare. În sfârșit, alții se omoară altfel și se omoară fără intenție. Cu automobilul după ce au petrecut toată noaptea. Mă, hai să facem o plimbare la Băneasa. Hai. Șoferul se urcă la volan. Conduc eu. Se laudă proprietarul automobilului sau vreun tovarăș. Mașina zboară cu 60 pe oră, cu 80, cu 100, cu 120. Dreaptă e șoseaua și largă, dar în ochii omului se arată numai în zigzag și îngustă ca o potecă. Joacă pomii palături și se clatină casele de parcă stau să cadă. Vrând să ocolească un pom imaginar, mașina se izbește violent de un tei, se sfărâmă și se împrăștie. Femeile și bărbații au trecut toți pe lumea cealaltă cu 120 de km pe oră beți. Vesel, soarele răsare din parcul Filipescu. Lăptăresele coboară în oraș. Haimanalele și șomerii s-au trezit pe băncile umezite de rouă. Se întind, cască prelung și înjură. Cartierele boierești. Aliniat, asfaltat, liniștit și înflorit, parcul Filipescu se așterne între șoseaua Jianu și calea Dorobanți. În jos tot așa, cu străzi drepte și scurte, care se întretaie formând pătrate și dreptunghiuri de vile românești și cubiste, cu grădini și cu garaje, parcul Bonaparte. Aci stau boierii și parvenițile. Toate casele au perdele trase până jos. Pe străzi o liniște atât de mare, încât poți să auzi, dacă asculți cu atenție, cheia în casa de bani, poți să auzi fâșâitul hârtiilor de bancă. Niciun restaurant. Nici o cârciumă. Nici o bodegă. Nici un chioșc. Doar câteva băcănii pe care abia le ghicești pentru că ar fi indecent să-și facă reclama agățând afară de cârlige sau întinzând pe trotuar mostre de marfă. Până și firmele sunt discrete. Pietonii sunt rari, iar tramvaiul 5 pleacă întotdeauna gol. Aici toată lumea are automobil. Câte unul, câte două, câte trei. Ba sunt case unde fiecare membru al familiei are automobilul său. Nu. Criza n-a ajuns în parcul Filipescu și nici în parcul Bonaparte. Cred că nimeni nu și-a concediat grădinarul, n-a scos nimeni un automobil sau două pe piață, nimeni n-a închiriat jumătate din casa proprie. Nici măcar o parte din servitori n-au fost concediați, cel mult dacă li s-a scăzut cu 10% salariile. Tăcute, pustii și înflorite sunt străzile. Frumoase și tăcute sunt casele. Domnii copiii se joacă pe stradă cu automobilul și cu bicicleta. Ei nu se joacă așa cum se joacă ceilalți copii cu cercul. Nu se înjură de mamă și nu înjură așa în general. Își zic domnule și se salută. Când ajung să-și spună pe nume nu se tutuiesc, își zic dumneata. Iar când se ceartă nu se înghiontesc și nu se uită pe furiș unul la altul cu dușmănie, ci se ignoră. La cinematograf se duc cu mașina și cu domnul profesor sau cu guvernanta. Așa, dar te întrebi, de ce ori fi având boierii grădini? Că nu le văd mai niciodată decât întreacăt. Sunt prea ocupați și prea călători. Sau le îngrijesc ca să le vadă alții? Eu de câte ori am trecut prin cartierul ăsta atât de frumos și atât de pustiu, unde copiii nu știu să se joace și nu știu să înjure, unde oamenii sunt întotdeauna preocupați, solemni și gravi, unde femeile sunt prea elegante și prea reci, mi-am spus cu sinceritate, săracii boieri.